Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM. Medium Rare la Europa FM. Invitatul meu de astăzi este buna mea prietenă Elena Dascălu. Ea vine de la Botoșani. Am mai venit și altă dată la emisiunea asta, chiar și fără să fie de față, pentru că am mai pomenit-o la acest microfon. Am pomenit-o și în cartea mea, pentru că experiența ei de viață și experiența ei cu restaurația din România m-a marcat într-un fel destul de puternic. Elena, bine ai venit! Bine te-am găsit! Bună ziua tuturor! Elena, ce-ți face restaurantul? Sincer, se tărie. Păi, sincer. Se tărie. Păi cum? Păi, cum facem? Aceleași probleme pe care le știi tu prea bine. Te-am chemat acum cât 6-7 ani. Cam așa. Făcut, da? La celălalt. La primul meu restaurant, unde aveam alte probleme. Da, acolo nu aveam vitrină, mă nu rog. Aveam terasă, mi-ai spus tu o serie de criterii pe care trebuia să le îndeplinesc și nu le îndeplineam. Unde m-am mutat în noua locație, le îndeplinesc pe astea toate, mai puțin clienți, mai hai, mulți. Hai mai aproape de microfon. Păi, clienți mai mulți. Acum, uite, să știi că eu nu pledez neapărat pentru clienți mai mulți, eu pledez pentru clienți mai buni. Sau mai buni. Pentru clienți mai buni. Și clienții mai buni sunt aceia care petrec cât mai mult timp alături de noi. Așa văd eu acum. Oamenii care petrec cât mai mult timp alături de noi și pot și doresc să plătească pentru serviciile pe care le oferim noi cu dragă inimă. Și prin servicii mă refer la orice, de la cum am pus tacâmurile pe masă, cum aducem băutura la masă și mâncarea pe care o gătim. Și emoția pe care le-o dăm. Practic, ei vin pentru emoția aia. Da? Care vin pentru emoția aia sunt niște clienți buni. Clienții care vin pentru o anume emoție. Da. Acum, eu nu vreau să spun sau să înțeleagă cineva că un client de la, nu știu, de la cantina de la amiază e un client rău pentru că nu se gândește la mâncarea aia sau nu simte o emoție când o mănâncă. Nu, din contră. Dar acum vorbim despre activități cu specific diferit. Vorbim despre un restaurant în care tu încerci să lucrezi gastronomic, să ai o poveste pentru mâncarea ta, să le iei pe toate de la zero. Chiar am povești pentru mâncărurile mele toate. Așa, păi de asta te-am adus aici, că nu știu cum o să aduci clienți mai mulți în restaurant sau mai buni în Botoșani, pentru că și Botoșani e tot în România, din câte le amintesc eu, știi? Și oamenii încă își mai doresc când se duc la restaurant să aibă pe farfurie mult mai multă mâncare decât și-ar pune acasă. Știu, problema ta cu cantitatea. Păi e și problema ta cu cantitatea. Și a mea, da. Pentru că atunci când te-am cunoscut, o ciorbă la tine avea undeva pe la 1,8 kg. Cam așa. O porție, adică nu o oală, o porție. Da, dar aveam greșeli multe de începător, îți dai seama, veneam dintr-o ramură total străină, da, eram avocat, pasionat de mâncare și de oameni. Da, uite, tu ești un avocat care s-a convertit la gastronomie. Da, sunt avocat-bucătar, așa avocat îmi place bucătar. Să spun. Am diplomă acum de bucătar, sunt foarte mândră de ea. Bravo! Da. Și la ce îți folosește că ești și bucătar? Uite, încerc să-mi îndeplinesc un vis. E visul meu. Vin cu el din copilărie, de la bunica mea, care era pasionată de mâncare la modul absolut, cred. Da? Veneam de la școală dacă mă simțea nervoasă. Mi-aduc aminte într-o vacanță de Paști. Înainte de Paști am venit eu pe unde de la joacă, eram nervoasă, ea frământa cozonaci. Și în momentul ăla când mi-a simțit, probabil energia, da? M-a fugărit. Te duci de aici, eu trebuie să fac cozonaci buni. Păi zic, ce treabă are asta cu mine? Nu, nu, draga mea. Deci tu te agiți în jurul meu, mie îmi dai totul peste cap. Deci cam așa se făcea mâncarea în copilăria mea. Cu o cruce mare înainte, cu totul. Era un întreg ritual la ea. Aprindea focul la acea plită cu foc de la candelă. Nu-ți spun cum era și o priveam fascinată. Era bună mâncarea? Vai, ce bună! Mult mai bună ca a mea. Nu știu, avea gust de copilărie. Nu cred că poate să fie mult mai bun peste ce faci tu. Adică, ascultătorii mei n-au decât să mă creadă pe cuvânt. Eu m-am îngrășat destul de mult pe spatele tău. Ți-am spus și pe drum încoace că nu te mai vizitez acasă până nu mai dau jos 10 kg. Îmi provoacă supărare, ce spui tu? Nu, stai liniștită că dau jos repede, nu e... Mă bucur.
E bun, e foarte bun ce fac eu, așa îmi spun clienții mei cei vechi. Am clienți cu care mă mândresc de 10 ani. Deja suntem oarecum prieteni, deci când am deschis. Asta nu e un lucru rău. Adică nu, e un lucru bun. Ai o comunitate lângă tine. Da. Nu e cât comunitatea lui Ștefan cel Mare, dar în realitate comunitățile bazate pe forță și pe teamă nu rezistă chiar atât de mult, știi? E mică, dar au simțit câtă dragoste pot pune eu într-o farfurie de mâncare. Dar am rămas acolo undeva ancorat în copilăria aia când totul era de wow, indiferent că era mâncare de post. Poate asta era, e problema ta. Poate. Una din ele, probabil. Probabil. Iar în rest, trag de mine, în fiecare zi vin și spun gata, îl închid, nu mai merge, nu mai pot, dările la stat mă copleșesc. Asta e istorie pe care nici măcar nu vreau să deschid. Nici eu. Și ajung acasă unde minunatul meu soț care mi-a încurajat visele și familia mea spune, sigur nu te lași. Și mai văd acolo pe Facebook un om care îmi scrie, un client de-al meu care îmi spune, vai ce bună a fost ciorba. Și a doua zi o iau de la capăt. Da, uite, vezi și asta e problema ta, ești prea influențabilă, Elena. Foarte. Te supără foarte tare ce spun oamenii dacă nu le place, te ambalezi prea mult când oamenii spun că le-a plăcut. Da. Sunt fericită când le-a plăcut. Păi chiar, foarte bine că ești fericită. Uite, de ce nu alegi doar asta din viață? Să fii fericită pentru oamenii care se bucură de mâncarea ta și pe care nu le-a plăcut să-i lași în pace. Pentru că până la urmă n-ai tu ce să faci cu experiențele nimănui, știi? Păi, adevărat, dar mă doare. Tu faci mâncarea așa cum crezi tu că e mai bine. Corect. Și în același timp n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Nu, am învățat asta. Păi, uite-te și tu. Și acum mai scriu acolo. Nu putem fi pe gustul tuturor când mai îmi spune, știți? Ultima mea experiență mai puțin plăcută, fac julfă, tradiționala julfă, o știi. O știu, și... dar ea spune-ne nouă ce e julfa, ca să știm tot. Julfa sunt niște foi coapte încet la plită, da, foarte, foarte subțiri, întâi le lași, le usuci, abia apoi le coci, le însiropezi într-un sirop făcut cu sămânță de cânepă, da, e o întreagă filozofie aceasta. După aia bați cânepa în piuă, o pui, o maci. Asta nu e o oră bună de vorbi cu tine despre mâncare, Elena. Ți-am adus julfă. E de regim? Ți-am adus julfă, e de regim. E cu miere de albine cu sămânță de cânepă, mai de regim de atât. Da, uite. Brave. Așa, zi-mi așa, despre experiența neplăcută, apropo așa, de julfă. Așa, și mi-a zis, știți, după mine ar mai trebui un pic de esență de rom. Eu nu pun rom. Păi ce să caute esența de rom în julfă? Coajă de portocal. Aș vrea o mai aromată, aș vrea o mai cu mai multă sămânță de cânepă, aș vrea o mai... Păi zic, nu putem schimba. Fă-ți-o tu acasă, exact. În felul ăsta, aș zice eu, dacă... Da. Da, eu n-am îndrăznit, am zis, bine, îmi însușesc criticile, o să încerc să văd ce pot schimba, deși poate era mai corect să fac ca tine. Nu, dar asta nu e critică, asta e, asta e o prostie, Elena, asta e o părere, de ce? De fapt. Nu, nu e o părere, e o prostie. Asta e un cuvânt de care nu mă feresc. E pur și simplu revărsarea prostiei. Pentru că critică e atunci când, nu știu, ai făcut ceva greșit, ai făcut ceva care nu se poate mânca, ai făcut foile arse, știi? Da, și te critică pentru că ai ars foile sau îți atrag atenția. Că unul vrea esență de rom, unul vrea coș de portocale, unul vrea frișcă din lapte de struț. Acum e, să mă ierte Dumnezeu, nu cred că pentru asta am început noi această activitate. Nu, eu cel puțin am început-o din dragoste de oameni. Făceam acasă mese de câte 20-30 de prieteni, nu mai avea nimeni din familia mea liniște, că eu găteam și mi-așteptam musafirii cu atâta plăcere și cu atâta drag, până când toți mi-au zis, ce e de acasă? Păi, hai să facem ceva cu pasiunea asta ta, ia mai fă-ți un restaurant și mai du-ți acolo invitații, musafirii. Da, mai lasă-ne, noi ne-am odihnit, avem și noi viața noastră peste zi. Da, și m-au încurajat și prietenii care veneau să mănânce și spuneau, wow, cât de bun e, trebuie să faci ceva. Și încet, încet mi-amintam mereu de acea bunica mea care spunea că mâncarea, dincolo de ce pui, da, de ingrediente, că arată într-un mare fel pe farfurie sau mai puțin, frumos, dar e energie. Și eu cred în asta. E multă, multă energie. Păi, toți suntem energie și mâncarea, exact. Mâncarea e energie și poate să fie o energie pe care noi o convertim în ceva bun și frumos, da. Respectiv în amintiri frumoase. Da. Asta dincolo de faptul că o convertim în energia cu care ne deplasăm și cu care trăim. Sigur, sau putem converti în ceva urât. Putem să o convertim într-o indigestie. Știi că se întâmplă și lucrul ăsta. Doamne, ferește, am fost ferită până acum, dar... Niciodată nu se știe. Se știe că aveam la primul restaurant, aveam un bucătar, o doamnă, de fapt, dar era
mai plinuț așa și mai nervoasă din fire. Și unul din clienți îmi spune, zice, știți, eu când mănânc la dumneavoastră, o zi nu mă doare stomac, o zi mă doare. Eu nu, zic, mai, într-adevăr, se simte energia. Deci mintea mea funcționa, a, clar, bunica mea avea dreptate, ia să verific. Și am zis, spuneți-mi ziua în care vă doare. Și într-adevăr, la bucătărie, ce era acea doamnă mai nervoasă din fire? Am scăpat de ea. Am scăpat de mulți de atunci, ne-am adus alții, e foarte greu cu ei, dar cei pe care i-am acum și pe care îi iubesc tare mult și cărora le mulțumesc, fără ei n-aș putea duce restaurantul ăsta în spate, sunt mai calmi, sunt mai altfel. Păi poate că te-ai mai calmat și tu între timp. M-am mai calmat, m-am mai învățat. Știi că vine de la dirijor. Cum, da. Cum se aude muzica, vine de la dirijor, cât de bune ar fi instrumentiștii. Corect. Da, m-ai învățat asta. Când plângeam la un eveniment și când m-ai scos afară, ieși! Da, pentru că eu nu mai terminam de plâns din cauza emoțiilor, așa e. Acum, emoțiile nu sunt un lucru. Emoțiile sunt, nu știu, fac parte din umanitatea noastră. Știi, fără ele, da, am fi niște pietre. Da, eu nu cred că aș pregăti fără ele. Da, așa e. Nu, mai ales când termin ceva și văd eu că e bun și îmi place și arată și cât de cât bine, chiar sunt fericită. Am mai trecut o zi, am mai hrănit niște oameni care... Care e mâncarea ta preferată? O, deserturile, îți dai seama. Aș putea mânca dimineață, prânz, seară, cozonac, plăcinte, înghețată, torturi. Tocmai ești într-o fază a vieții tale, te-am observat, să știi că mă uit la tine și când nu te sun. În care ești foarte preocupată de dulciuri și de dulciurile astea pe stil nou și de patiseria asta nouă cu tot felul de glazuri, da, și de mirror glaze. Chiar de... acum sunt la un curs de eclere la Horeca, da, învăț, încerc să învăț eclere pentru că alor mei le plac foarte mult. Dar ce am observat în restaurant, foarte multă lume se duce înapoi spre tradiții. Pe 24 am gătit fasole cu afumături, am gătit sarmăluțe, julfă și alivenci. Și să știi că a fost bine. Mi-ai adus și alivenci cumva, iartă-mă, că întrerup această emisiune. Zic, acum am fost exact ca fiul meu. Dar mi-ai adus și mie. Dar poți să vin la tine să-ți fac. Da, poți. La T-Club facem alivenci. Da, uite, vezi, asta ar fi chiar o idee. Să știi că pe cuvântul... În februarie, dacă fii atent, poate te în luna asta, februarie, undeva mai spre... Când ai și tu vreme și nu ai multă treabă, vii să facem ceva la Ethic Lab. Să adunăm niște oameni, să le dăm să mănânce. De-abia aștept. Mâncare făcută de tine. Da. Cu mare drag. Cu mare, mare drag. Alivenci, poale în brâu, julfă. Da. Coastele alea tale. Coastele mele minunate. Ia, uite, hai să le povestim, să le povestim oamenilor cum face Elena coastele și cât timp durează să scoți o șarjă de coaste, ca să înțeleagă oamenii de ce unele lucruri costă niște bani și de ce calitatea are un preț. Te rog să începi. Păi e un pic mai complicat, într-adevăr, cu coastele astea, că le iei de unde le iei, de la piață, începi cu marinat, cu... Da, le ții acolo mult și bine, câteva zile, după aia le afumi încetişor, nu prea mult, cu anumite esențe, după aia le iei, le fierbi un pic cu ceapă, ce mai pun eu pe acolo, anumite mirodenii, le iau, le degresez, că am mai primit critici. Știți, coastele au și grăsime. Da, păi coastele au! De-aia mâncăm porc. De-asta mâncăm porc, cum ar veni? Dar încerc să-i împac și nu pui. Și tu mă critici pentru pe asta. Pe care nu îl suportăm dacă n-are grăsime. Vezi ce sucit sunt oamenii. Tare, uneori. Da. Și apoi le fac un sos special, le bag în cuptor și le pun pe masa lor. Cât durează asta? De când iei tu coastele și până le pui pe masă? Păi minim 5 zile. Iată. Iată. Minim 5 zile pentru porții de coaste, știi? Și atunci oamenii zic, le vreau pe masă acum, acușică. Mă grăbesc. Foarte mult se grăbesc în ziua de azi și foarte mult se supără când noi nu reușim să ducem din bucătărie farfuriile în acel timp scurt cât au ei la dispoziție. Mă doare că... Poate că ar trebui să începem să scriem cu toții pe pereți, dar mare să se vadă. M-am gândit. Că aia care se grăbesc au plecat deja. M-am gândit, da. Am început să scriu pe Facebook, că nu putem fi pe gustul tuturor. Nu scrie pe Facebook, curând. Nu scrie pe Facebook. Că pe oamenii, pereți, nu? Da, pe pereții tăi acolo, să vadă cine e nouă. Mi-am luat table. Așa. Să scriu și asta. Da. Tochitura iarăși e căutată. Uite, eu acum poate că o să sune ca o glumă, dar e glumă doar pe jumătate.
Cred că următorul restaurant pe care îl fac o să-l decorez cu ceasuri sparte pe toți pereții. Nu e o glumă. Cred că e bine. Eu n-am ceas în restaurant și toată lumea spune, n-aveți un ceas? Nu. Nu, pentru că nu vreau să vă văd grăbiți, măcar aici. Nu mai vreau. N-avem ceas, n-avem Wi-Fi. Da, hai de la avem, că s-a impus. Eu nu l-aș pune nici pe ăla, dar vin toți și întreabă. Să știți că mă doare foarte tare. Eu mă uit și la tineri în ziua de azi, când mai vin vara la terasă și toți stau așa, nimeni nu mai față în față, ochi în ochi. Greu mai vezi. Nici cupluri, nici tineri, nici adolescenți ăștia mai spre 18-19. Nu mai știu cine mai stă de vorba. Da, pentru că oamenii nu prea se mai suportă pe sine. Știi? Când nu te suporți pe tine, e foarte complicat să-i suporți pe alții și de-aia cauți refugii și ești mereu în altă parte. Ești da. Aici, dar nu ești de față, ești, știi? Dar nu ești, da. Trupul fără suflet s-a dus să mănânce ceva. Stai dureros. Dar să sperăm că trece și nebunia asta. Ba, din fericire toate trec. Nu știm exact unde și se duc ele și ce urmează după, pentru că întotdeauna vine ceva după. Ce vezi tu că vine după în viața ta de avocat bucătar? Nu ce vezi, că nu are rost să stai să prevezi. Ce-mi doresc? Da, ce-ți dorești? Uite, îmi doresc să mai renunț la clienți, să-mi păstrez doar câțiva cei care iubesc ceea ce fac eu. Și asta ar trebui să fie simplu. Da, uite că dacă nu vrei, spune, te învăț. Da, și fă doar ce vrei tu să faci. Așa vreau. Fă doar și ce vrei tu să faci și cine e ca tine o să stea pe lângă tine, cine nu. Da, cam așa vreau eu, cam așa vreau. Asta îmi doresc să mai schimb un pic. Adică vii la curtea veche în Botoșan, dacă vrei să mănânci altceva decât acele grătare din piept de pui, aia, alea le găsești peste tot. Nu trebuie să te deranjezi să vii până în centrul vechi al Botoșanului, că sunt foarte multe restaurante și la noi. Mergi acolo, la mine vii dacă vrei un borș gătit așa, temeinic. Da, eu ridic două degete la fiecare mână. Elena face cele mai bune borșuri pe care le-am mâncat eu până acum. Serios. Mulțumesc de suflet. Nu, dar așa, mi se face pielea de găină și mi se face foame și uit. Dor. Din nou. Ți-am adus borș de hrib, ți-am adus borș de curcan cu tăiței de casă. Vai borș, borș acrit. Da, uite, da. Vezi, cred că de asta iese așa. Am ascultat-o pe bunica mea când făcea ciorbele, da, și o întrebam, păi de ce pui întâi morcov, întâi usturoi, după aia ceapa, de ce nu le pui toate odată? Nu, draga mea, fiecare om, fiecare legumă vorbește în legea ei, da, las-o acolo să spună ea ce are de spus, după aia vii cu aialaltă, după aia. Și eu respect toți pașii ăștia ei și nu renunț la acel borș umplut de putină și poate asta. Și sufletul meu pus acolo... Că, într-adevăr, pățesc de multe ori gust și toată lumea spune din jurul meu, e gata, e foarte bun. Și eu simt, no, mai e ceva acolo, mai un punct pe ei care mai îmi trebuie. Și, într-adevăr, după ce-l termin eu, ca coadă, toată lumea spune, da, e altfel. Acum am descoperit ăsta de hrib, ciorba asta de hrib, borșul, de fapt, care văd că prinde și le place și celor din Botoșani. Poate e mai greu la noi, că încă mai gătesc multe femei. Multe, multe. Au mai mult timp liber decât aici în București. Asta nu e lucru rău, dar din nou, revin la ce zic eu. Ok, la cantină te duci că ți-e foarte foame și e convenabil să te duci la cantină să mănânci. Poate pentru că e foarte ieftin, mănânci ceva totuși gătit, nu rup dintr-o pungă o napolitană, dar la restaurant nu te duci că n-ai mâncare acasă. Da, adevărat. Știi? La restaurant nu te duci pe grabă, pentru că ai deschis ușa frigiderului, e gol și n-ai ce să mănânci acasă și te duci la restaurant, nu. La restaurant te duci să mai înveți ceva despre tine, să mai înveți ceva despre mâncare, să mai înveți ceva despre ospitalitate, te duci să te simți bine. E după mine, a merge la restaurant, e dincolo de actul mâncării, e un act cultural. Și pentru mine. Adică la 20 de metri de restaurantul tău e... Cum să zic eu? Sunt urmele lui Eminescu, știi? Da. E biserica în care a fost botezat. Și, nu știu, ar trebui să fie și în felul ăsta un transfer de energie. Poate ar trebui să integrezi și povestea bisericii în povestea restaurantului tău. Că, na, nu cred că ar fi chiar atât de greșit, știi? Și nici rău. Și nici rău. Păi, uite, da.
Adică, până la urmă, cred eu că sunt lucruri pe care putem să le învățăm de la alți oameni care fac asta de mult mai mulți ani decât noi, știi? Se ocupă cu ospitalitatea și cu gastronomia. Nu învățăm de la francezi, de la spanioli, chiar și de la americani, că, uite, au patru copaci unul lângă ăla, altul a pus un gard, e rezervație, dai 2 lei să intri să-i vezi de aproape. Știi? Da. Adică sunt, până la urmă, astea sunt poveștile noastre și nu cred că e rău să ne mândrim cu ele. Da, Botoșani are destule. Botoșani e un oraș foarte frumos. Eu, în ultimii ani am fost mai des în Botoșani decât în Baia Mare. Mă bucură. Păi, așa a mers viața. Da. Știi? Și e chiar un oraș frumos. E, are arhitectură frumoasă, are mult verde, are restaurantul ăsta al tău. Da, mulțumesc. Da, cât o mai fi? Nu se știe. Păi, se știe. Din nou, niciodată nu știm, dacă cât e aici, e aici. Yeah. Și cu riscul să mă invidieze ascultătorii de la ora asta, care e și ora prânzului, o să închei, pentru că pe mine mă așteaptă julfă, boș de hribi, sarmale, coaste, vai, Doamne Sfinte. Elena, îți mulțumesc mult că ți-ai luat din timp și ai venit astăzi la Medium Rare. Eu îți mulțumesc din suflet. Să fii sănătoasă, să gătești cu drag în continuare. Să fim toți sănătoși. Să nu încetezi să te instruiești, chiar dacă, nu știu, pare ciudat că astăzi înveți eclere, mâine mirror glaze și poi mâine mai știu eu ce. Da, adevărat. Știi că pentru mulți oameni este ciudat. Mulți oameni refuză. Refuză să mai facă un pas în față, să mai investească un pic în ei. Că de fapt asta înseamnă să investești în tine, în da, ce exact. Ești tu. Timp, bani, orice. Dar ajută. Salutări la Botoșani. Mulțumim. Și vouă tuturor. Medium Rare continuă. Dumneavoastră puteți urmări acest interviu în varianta sa integrală și pe europafm.ro. Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.